Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un bărbat de 54 de ani, cioban la Ostână, în zona de vest a Văișiului, a fost mușcat de un urs noaptea trecută. Se fac pași importanți pentru acordarea de gratuități minerilor pensionari și în anul 2015. Procedura de insolvență bate la ușa complexului energetic Hunedoara. Un bărbat de 54 de ani, cioban la Ostână, în zona de vest a Văijiului, a fost mușcat de un urs noaptea trecută. Omul a scăpat cu viața, dar a fost transportat cu un elicopter smurd la spitalul din Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale. Ciobanul are mai multe leziuni, dar este stabil și a reușit să sune la 112 după ce a fost atacat de un urs. Animalul l-a mușcat și a provocat mai multe răni. Totul s-a întâmplat luni după miezul nopții. Omul a reușit să ceară ajutor în jurul orei 1:30. Timp de mai multe ore, salvamontiștii și jandarmii au urcat spre stâna din zona Zănoaga. Aceștia au ajuns la victimă abia dimineață, dar era deja stabilizată de o echipă de salvamontiști din zona respectivă. Având în vedere topografia locului și faptul că este o zonă greu accesibilă, în jurul orei 9, echipele de salvatori au ajuns acolo. Din fericire, dacă putem spune așa, la momentul în care ei au sosit, victima era stabilă, dar conștientă. Se pare că a primit primul ajutor din partea echipelor salvamont care se aflau la refugiu de la Zănoaga. Nu am reușit încă să avem toate informațiile din teren. Cert este că, așa cum ne-au informat cei de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara, s-a cerut o echipă medicală aeroportată de la Târgu Mureș pentru ca victima să fie transportată în vederea acordării îngrijirilor medicale într-o unitate medicală specializată. Acesta nu este primul incident de acest fel din Valea Jiului. În septembrie 2013, un alt bărbat a fost fâșiat de un urs în zona munților Parâng, în propria gospodărie de la Poalele Muntelui. Ciobanul de 54 de ani, care a fost atacat noaptea trecută, va fi supus mai multor intervenții după ce va ajunge la spitalul din Târgu Mureș. Procedura de insolvență bate la ușa complexului energetic Hunedoara. Conform sindicaliștilor, asta ar putea să se întâmple oricând. Rolul sindicatelor ar putea fi nul odată cu declanșarea procedurii, dar așa s-ar putea scăpa de așa zisele căpușe. Procedura de declarare a insolvenței pentru complexul energetic Hunedoara se tot discută la București. Sindicaliștii cred că minerii ar putea fi puși oricând în fața faptului împlinit. Totuși, încă mai sunt speranțe că lucrurile vor fi înțelese altfel. Introducerea în insolvența complexului este un lucru care poate se întâmple chiar acum când stau de vorbă cu dumneavoastră. Nu este, din punct de vedere legal, nicio opreliște. Totul depinde în momentul de față de buna credință a celor care pot să producă această acțiune și, bineînțeles, toată lumea se bazează că acest complex energetic va primi acel sprijin de care vă fac eu vorbire din partea autorităților, în așa fel încât să ne putem redresa activitatea. Insolvența este, într-adevăr, ceva ce poate să se întâmple în orice moment. Dacă se intră în insolvență, minerii și energeticienii vor fi dirijați de juriști, iar sindicaliștii care spun că luptă pentru drepturile lor recunosc că ar fi nuli. Ar fi o decizie care, din păcate, s-ar răsfrânge în primul rând asupra drepturilor și facilităților salariaților, pentru că în acel moment organizațiile sindicale ies din joc și deciziile administratului judiciar care se va ocupa de procedura de insolvență vor fi cele care vor dicta funcționarea complexului energetic, fără să mai existe nici măcar acea consultare. Totuși, insolvența ar avea și o parte pozitivă. Se termină odată pentru totdeauna cu firmele care continuă să căpușeze activitatea din energie și minerit. Minerii spun că acum, mai mult ca oricând, vor avea nevoie de sprijinul politicienilor care reprezintă Valea Jiului. Altfel, procedura de intrare în insolvență a CEH este doar o chestiune de timp.
Se fac pași importanți pentru acordarea de gratuități minerilor pensionari și în anul 2015. Societatea de închideri mine Valea Jiului intenționează să atragă sumele necesare în buget până la sfârșitul anului, dar mai sunt necesare demersuri până la Bruxelles. Pensionarii plecați din minerit au șanse să le fie decontat consumul de energie electrică și termică și în 2015. Demersurile au plecat de la nivel local și societatea de închideri mine este gata să prindă în buget banii necesari. Acum se fac demersurile necesare și lucrurile par să evolueze. La demersurile făcute de întreaga clasă politică din județul Hunedoara legate de a continua cu gratuitățile pensionarilor și după 2014, am înaintat către Departamentul pentru Energie, respectiv Direcția Generală a Resurselor Minerale, un material prin care ne arătăm disponibilitatea pentru a gestiona aceste sume de bani în continuare pentru pensionarii minieri. Actele sunt gata, iar responsabilii care gestionează situația spun că au și banii necesari. Mai multe instituții sunt decise să îi sprijine pe foștii mineri. Am și găsit resursele din notificare, mai ales având în vedere că această societate, conform deciziei europene, a luat în ființă doar în noiembrie 2012, banii aferenți anilor 2011, respectiv primele 11 luni din 2012, putând să-i redistribuim pentru a acorda aceste facilități pensionarilor. În acest sens am întocmit un material pe care l-am înaintat înspre Departamentul Energie, Consiliul Concurenței, unde am avut discuții destul de, cum să spun, pozitive, în sensul că sunt foarte dispuși în a urma toți pașii necesari către Uniunea Europeană pentru a rezolva această problemă. Mai trebuie doar prin Departamentul Energie să găsim resursele financiare pentru anul viitor pentru a putea acorda aceste drepturi. Aurel Anghel cere o relocare a schemei de ajutor de stat în care pensionarii să poată beneficia și în 2015 de aceste drepturi cu știința Uniunii Europene. Banii trebuie prinși în bugetul de venituri și cheltuieli a anului 2015, ce va fi întocmit în luna noiembrie a acestui an. Proiectele de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată continuă în Valea Jiului. Astăzi a avut loc o întâlnire între conducerea societății APASER Valea Jiului și reprezentanții de la Postmediu. Viitoarele investiții efectuate de societatea APASER Valea Jiului, precum și gradul de absorpție a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, au fost principalul scop al întâlnirii de astăzi. Este păcat ca banii pe care avem la dispoziție, și mă refer acum la alocarea financiară pe care o avem prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, respectiv sunt 4,4 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile, la care se adaugă cofinanțarea națională de 0,8 miliarde de euro, deci 5,1 miliarde de euro în total alocare a programului financiar. Este păcat ca acești bani să nu-i accesăm în integralitatea lor. Provocarea noastră ca și autoritate de management, provocarea guvernului ca și linie strategică coordonatoare, a fost ca acești bani, până la sfârșitul lui 2015, perioada de implementare, targetul nostru în ceea ce privește absorpția pe fiecare program operațional, cu atât mai mult Programul Operațional Sectorial de Mediu, să fie 100% absorpție pe fiecare din program. Reprezentanții Postmediu susțin că societatea condusă de Costel Avram este una dintre primele companii beneficiare de investiții. Compania și-a finalizat contractarea asistenței tehnice pentru perioada 2014-2020. Controversele pe tema libertății presei continuă să creeze dispute. Cazul Voiculescu a devenit pentru angajații trustului intact cazul Antenele. Procurorul șef al DNA neagă afirmația că Antena 3 este confiscată de DNA. Laura Cotruța Coveși declară că Antena 3 nu a avut nicio calitate în acest proces în care au fost condamnate definitiv mai multe persoane, printre care și Dan Voiculescu. Jurnaliștii Antena 3 nu au fost implicați în dosarul ICA, dar Antena este chiriașă într-o clădire care aparține Grifco. Șeful DNA a precizat că hotărârea de condamnare nu are legătură cu libertatea presei.
Cu doar un singur click putem lista absolut toate documentele necesare când avem nevoie de serviciile publice locale din primării. De miercuri, toate instituțiile sunt gata să trimită formularele unui site care ne va descurca atunci când avem nevoie. Instituțiile publice sunt invitate să își pună pe un singur site toate actele de care cetățenii au nevoie la diverse birouri din instituțiile publice. Practic, de miercuri începe încărcarea formularelor necesare pentru fiecare serviciu în parte și orice om poate să își listeze de acasă actele fără să mai bată pe la ușile birourilor. Există un act normativ, hotărârea de guvern 1132/2013 privind înființarea agendei digitale a României, o agenție guvernamentală în subordinea Guvernului României, care ne obligă toate instituțiile publice, de fapt, nu numai primăriile și autoritățile locale, să posteze pe un site pus la dispoziție de această agenție modelele de cereri pe care cetățenii ar trebui să le descarce și să le completeze în vederea obținerii serviciilor pe care le acordă primăria. Serviciile din cadrul primăriei aveau deja modele postate pe site-urile lor, iar din această săptămână le vor posta public și pe site-ul oficial edirect.gov.ro. Petroșaniul continuă să organizeze activități împreună cu orașul înfrățit Valpalotan. De această dată, mai mulți funcționari publici ai orașelor înfrățite vor schimba impresii din experiențele acumulate de-a lungul timpului. Săptămâna aceasta, funcționarii publici din cadrul primăriei Valpalota sunt așteptați în Petroșan pentru a face schimb de experiență cu angajații de aici. În fiecare an stabilim un program comun de colaborare cu orașul înfrățit Valpalota și în acest an acest program presupune ca funcționari publici din cadrul compartimentelor specializate ale primăriei din cele două orașe să se deplaseze pentru a face un schimb de experiență. Prima etapă, să spun așa, s-a derulat în luna mai, când funcționari din cadrul primăriei Petroșan s-au deplasat la Valpalota, iar acum urmează ca primăria Petroșan să îi primească pe cei din Valpalota, iar în acest sens se adresează Consiliului Local această cerere de a aproba suma de 3.500 de lei pentru a acoperi cheltuielile aferente acestei deplasări. Aceste acțiuni comune au fost aprobate la începutul anului, când s-a stabilit calendarul de desfășurare al activităților între localitățile înfrățite. De multe ori, în anumite situații limită, mulți dintre noi nu știm cum să reacționăm sau cum să acordăm unei victime primul ajutor. 30 de tineri din 3 județe sunt în această săptămână la Simeria, unde învață despre cum pot acorda primul ajutor în situații de urgență. De tineri, membrii ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Hunedoara și din localitățile Oltenița și Galați participă săptămâna aceasta la prima tabără de acest gen organizată în Simeria. Am decis să o facem la nivel mai mult local, dar mă bucur pentru că avem și niște colegi din țară, din Galați și din Oltenița, unde sunt în număr de 6. Am mai venit și de prin Deva, de prin Hunedoara. Eu cred că e un început bun. Ne-am axat în primul rând și pe activități teoretice, cât mai ales și pe cele practice, pentru că îmbinându-le pe amândouă și ei au de învățat și de câștigat. În cadrul atelierelor practice, voluntarii vor exersa pașii care trebuie urmați în acordarea primului ajutor, de la evaluarea stării victimei și compresia toracică, dar și procedurile care se aplică în cazul hemoragiilor, leziunilor osoase, arsurilor și traumatismelor. Eu personal sunt voluntar doar de 2 ani de zile, dar în grupa mea sunt voluntari care activează în cadrul sufilelei noastre chiar și de 5 ani de zile. Cum e această experiență pentru tine? E ceea ce îmi place să fac și mă bucur că pot să fac asta în orașul meu și că putem să avem cât mai multe activități în beneficiul orașului. Este prima tabără care se organizează aici. Cum vezi tu această tabără? Eu am fost foarte încântată de ideea de tabără de dezastre a noi în oraș și sper să iasă cât mai bine. Asta pot spune doar la final. Sunt voluntar la Crucea Roșie din clasa 5-a de 6 ani. Și cum este pentru tine? Mulți tineri aleg să facă cu totul și cu totul altceva, mai puțin să fie voluntari. Pentru mine ajuta oamenii e un lucru foarte important și pentru că pot să fac asta, sunt foarte fericit și
acest loc mi oferă posibilitatea să fac lucrul ăsta. Ideea unei tabere, cum ți se pare? E o idee foarte bună, mă bucur foarte mult că s-a organizat la noi această tabără și sperăm să ducem tradiția mai departe. De cât timp ești voluntar? De 6 ani de zile. Și cum e? Pompier voluntar, foarte bine, e super, să ajuți oameni, să te duci la incendii, dezastre. Ai participat până acum la astfel de acțiuni? La incendii și la tabere, la ce organizăm pentru oameni, să-i ajutăm, să fim lângă ei când e nevoie. La finele taberei, cursanților li se vor înmâna certificate de participare și de competență în acordarea de prim ajutor. Tabăra este organizată în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara, Asociația Salvital, Serviciul Public Salvamont Hunedoara și Crucea Roșie. De astăzi, Alianța Creștin-Liberală a intrat în precampanie pentru alegerile prezidențiale. Filiera din județul Hunedoara și-a propus strângerea unui număr de 80.000 de semnături pentru Iohannis, adică aproape jumătate din necesarul stabilit prin lege pentru înregistrarea unei candidaturi la funcția de președinte al României. Biroul Politic Național, Comasat, PNL-PDL, a decis luni, 11 august, desemnarea liderului liberalilor, Klaus Iohannis, drept candidat unic al Alianței Creștin-Liberale la alegerile prezidențiale. Dorin Gligor, copreședintele ACL Hunedoara, este convins că propulsarea candidatului ACL în funcția de președinte al României nu se poate face decât prin muncă. În condițiile în care legea prevede orice candidat se înscrie în cursă cu având 200.000 de semnături de susținere. Asta vom face și noi la nivelul județului Hunedoara. Vom demara strângerea de semnături de la susținători și ne-am propus și sperăm să adunăm 80.000 de semnături. În opinia copreședintelui ACL Hunedoara, tandemul Iohannis președinte, Predoiu prim-ministru, este singura variantă ce poate rupe România cu adevărat de influențele comunismului, reprezentate acum prin domnia PSD-UNPR-PC. Ne zbatem de mai bine de 20 de ani să ne rupem de ce a fost în România până în 89. Ori noi astăzi suntem membri ai Uniunii Europene, da, în spirit așa. Sigur, și în multe fapte am rămas prizonieri a ceea ce a însemnat România, care în 89 a trecut printr-o revoluție. Trebuia să apară până la urmă o altă viziune, un alt spirit și eu cred că echipa Iohannis Predoiu înseamnă opțiunea asta de ancorare europeană, de spirit european al României. Spre deosebire de candidatul ACL care garantează direcția occidentală orientată spre vest a României, PSD nu prea are cu ce ieși în campanie electorală decât cu vorbe, pentru că faptele demonstrează clar că viața românilor este din ce în ce mai grea sub guvernarea Ponta. Ceea ce se întâmplă vedem astăzi. PSD, viziunea PSD, PSD guvernează, PSD păcălește, PSD dă cu o mână, ia cu două. Se ascunde mult gunoi sub preș și eu cred că e doar, nu știu, de timp ține cât de mult PSD mai poate băga gunoi sub preș. Se va vedea. În această lună se vor analiza toate organizațiile locale ale PNL și PDL din județ, urmând ca de luna viitoare acestea să funcționeze cu copreședinți. Este vară, este soare și vacanță. Un sejur în Grecia vă poate relaxa și deopotrivă reîncărca spiritual. Urmăriți un reportaj de pe Meleaguri Străine realizat de Dana Barcan. Grecia, tărâm binecuvântat de Dumnezeu. Tărâm cu o mare încărcătură istorică. Ape limpezi și albastre. O alternativă în zilele noastre la turismul românesc. Grecii spuneau mai de mult că pământul lor e patronat de zei și Zeus încă veghează din Olimp. Astăzi suntem pe un tărâm al ortodoxiei, al creștinismului monahal,
turistul ajunge atât de departe spiritual, încât rămâne vrăjit ascultând toaca și vântul ce șuieră printre uriașele blocuri de piatră. Suntem departe de cele lumești, într-o lume cu mult mai spirituală, plină de simțăminte profunde. Stânci ce apar din mijlocul cerului, conform și denumirii din greacă, meteorele sunt atestate documentar încă din secolul XI. Pe aceste stânci, departe de lume, s-au statornicit pusnicii, apoi mai târziu s-au construit mănăstirile. Marea meteoră, situată pe un platou la o altitudine de 613 metri, este mănăstirea cea mai reprezentativă, cu hramul Schimbarea la față. Sfântul Atanasie Meteoritul, venit din muntele Athos, a întemeiat pe această stâncă o mică sihăstrie pe care a transformat-o în 1344, ajungând vestită până în zilele noastre. Fresca interioară, de mare calitate artistică, aparține școlii cretane, ajunsă la culme în secolul al XVI-lea. Orășelul de provincie Calambaca este locul ideal pentru cazare dacă poposiți mai multe zile pentru a vizita meteorele. Sunt oferte atât numai cazare, aceste cazări au loc în studiouri, cât și pe hoteluri cu mic dejun, cu demi-pensiune, adică mic dejun și cină, chiar și pe sistemul de all-inclusiv, adică cu toate cele trei mese, cu băuturi alcoolice, nealcoolice locale, servite la pahar. Și dacă ați văzut vreodată un grec stând la masă, cu siguranță l-ați văzut că stă în față fie cu un pahar de vin alb, care este amestecat cu cola, fie cu băutura tradițională uzo, sau de ce nu țipuro. Cu toate acestea, Metaxa este băutura care trece cel mai bine. Un meniu este în jur de 7 și 9 euro, în funcție de ce doriți dumneavoastră să serviți. Cu prețuri atractive și oferte pe măsură, Grecia rămâne în preferințele românilor de pretutindeni, precum și a celor din Valea Jiului. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră să aveți parte de o seară cât mai plăcută.